Mirela Retegan. Este femeia care, din dragoste pentru copilul ei, a creat Zurli. Proiectul a început ca o agenție de creație și producție de evenimente pentru copii. În 17 ani s-a transformat în principalul pilon de educație prin joc și poveste din România. Astăzi, lumea Zurli înseamnă peste 25 de personaje concepute de Mirela, 150 de cântece originale, 10.000 de jocuri și jucării și peste 10.000 de exemplare de cărți de povești originale de asemenea. Spectacolele Zurli adună la un loc mii de părinți și copii, iar conceptul a devenit, pentru cei din diaspora, legătura cu România. Cântecul Am o căsuță mică, eu sunt sigură că-l știți, a devenit super hitul unei generații care poate să aibă propria ei categorie, copiii Zurli. Canalul de YouTube are peste 2 milioane de abonați și sute de milioane de vizualizări. Fundația Zurli a ajutat un număr impresionant de copii. De anul trecut, Maia, fiica Mirelei Retegan, cea de la care a pornit, practic, povestea Zurli, a venit în susținerea mamei și astăzi sunt împreună. Zurli, acest proiect minunat care a transformat copilăria atâtor micuți și Mirela Retegan primesc astăzi trofeul Nu există, nu se poate. Să o primim cu aplauze. Eu sunt sigură că în acest moment tata a chemat toți îngerii și le-a zis: e fata mea, e fata mea, e fata mea. Pentru că tata n-ar fi crezut niciodată că pe mine Elisabeta Lipo o să mă aplaude. Pentru că noi te aplaudam pe tine și erai pentru noi divertismentul cartierului Dej-Triaj cu 4 blocuri de ceferiști. N-ar fi îndrăznit tata niciodată să creadă că o să mă aplaude maestrul Victor Rebenciuc și doamna Mariana Micuț și Sofia Vicoveanca și domnul Leon Dănăilă și toți oamenii ăștia minunați care sunt astăzi aici. Nu pot să descriu în cuvinte cât sunt de recunoscătoare. Vă mulțumesc din toată inima. Vă mulțumesc din suflet. Dar știi ceva? Vorba-i vorbă. Treaba-i treabă. Dar parcă aș vrea să cântăm și să dansăm puțin. Cântăm și dansăm, dar vreau să le spun acestor oameni că eu te iubesc pe tine. Pentru că acum 15 ani noi ne întâlneam noaptea târziu la evenimente și cine era prezentă duminică de duminică, domnule Rebenciuc, la spectacolele de teatru cu Violeta Micuță atunci când eu am început la Clubul Țăranului la Zurli? Andreea Marin. Păi, iar eu îmi luai copilul energic de pe cap. Era o treabă bună. Așa că vă invit astăzi să o cunoașteți pe cea pentru care eu am creat mai întâi lumea Zurli și acum lumea Zurli este cel mai frumos loc de joacă pentru toți copiii din România și din diasporă. O să vină Maia pe scenă cu acea rugăminte pe care o are fiecare copil, indiferent că are 30, 13, 3 sau 35 de ani. Chemăm muzica împreună. Știți să chemăm muzica împreună ca la Zurli? 3, ia să văd câți sunt părinți aici. 3, 2, 1, să vină muzica. Bravo! Acasă vreau să-mi spui că mă iubești. Vreau frumos să mă trezești. Vreau să-mi faci micul dejun și la școală când mă duc să-mi spui drum bun, drum bun. Nu vreau soare, nu vreau lună, vreau pupic de noapte. Nu vreau
certată vrea. Au să-mi spui că sunt frumoasă și atunci când am nevoie vreau să stai mai mult pe acasă. Asta vor toți copiii noștri dincolo de ceea ce credem noi că vor. Și nu vreau să plecăm fără să cântăm împreună hitul acestei generații. Hai, împreună cu mine! Știu că e târziu, dar putem! Vreau să vă aud tare, tare! Un, și... Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și frumusețică, așa, 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 așa. Bravo! Eu bat la ușa casei, hai, Mihai, așa, 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 așa. Haideți, domnul doctor! Așa, așa, așa. Hai, toată lumea! Andreea merită cea mai înaltă energie posibilă! Ia să vă văd! Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bat la ușa casei, așa, așa, așa. Și lustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Bravo! Așa, așa, așa. Sunteți pe primul videoclip de acum 15 ani. Și mustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Domnul părinte, vă îmbrățișez. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bag la ușa casei, așa, așa, așa. Și mustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Am o căsuță mică, așa, așa, așa. Și fumul se ridică, așa, așa, așa. Eu bag la ușa casei, așa, așa, așa. Și mustruiesc pantofii, așa, așa, așa. Așa, așa, așa. Mulțumim, 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 vă iubim, mulțumim. Ne vedem la sala Palatului 20 iunie.